În această săptămână se desfășoară cea de-a treia tabără de creație, realizată în colaborare cu Alziar, Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, unde municipiul Câmpul Lung este membru fondator din anul 2004 și cea de-a 18-a, realizată de președintele Cenaclului Idene Gulici, Nelu Constantin. Această tabără, de anul acesta, sperăm să fie superioară celorlalte. De 3 ani colaborăm cu Alziarul. Este a 18-a tabără de creație făcută de Câmpul Lung, ceea ce în țara asta nu știu dacă se întâmplă și vă spun fără falsă modestie. Asta este adevărul. Pictorii sunt încântați, pe de-o parte că timpul ne ajută și, bineînțeles, acum, fără modestie sau modestie, nu știu cum să spun, Câmpul Lung are ceva atrăgător în ceea ce privește partea artistică. Ieri pictorii prezenți la Câmpul Lung în cadrul taberei de creație au realizat o expoziție de o diversitate cromatică deosebită care a putut fi admirată de toți iubitorii de artă și frumos. Lucrările provin de la 27 de pictori. A fost o tabără foarte reușită. Cu majoritatea pictorilor suntem astăzi la Câmpul Lung. Ei revin, mulți revin pentru a treia oară pe planurile dumneavoastră. Și invităm pe această cale publicul Câmpul Lungean să vină să vadă o expoziție de excepție. Nu puține sunt momentele în care putem să vedem la oaltă să ne delecteze lucrările a 20-30 de semnatari, de pictori. Deci o diversitate tematică, iarăși la fel de mare,